A început campania plantarea de copaci în Drobeta Turnu Severin. Peste 600 de arbori vor fi replantați acolo unde au avut loc lucrări sau în zonele unde copacii sunt bătrâni sau uscați. Totodată, în zona blocurilor A din cartierul Crihala, se finalizează reabilitarea și modernizarea spațiilor verzi. Am început plantarea. Eu cred că pe lângă zona asta, în aceste zile, ar trebui să intrăm și în alte zone, da? Ne-a vremea e bună, ne permite, ajută? Da. Aici câți copaci plantăm în zona? La asta? Unul sunt 26 de pom, de platani. Da. Am refăcut aleile, intrările în bloc, a rămas să îi ajutăm pe oameni să completăm unde e uscat. Și micul ăsta, părculeț, au vrut aici... Da. Și pe lângă scări, stânga, dreapta, am săpat, am gazonat, am nivelat frumos, am gazonat, ca un parc, toată zona, parcă, ca un parc. Important ar fi să și udăm primăvară, în momentul în care o să înceapă vremea mai bună, să și udăm, că altfel nu o să iese. Peste 600 de arbori vor fi plantați în Drobeta Turnu Severin. Este vorba despre o campanie de plantare copaci care va contribui esențial la bunăstarea cetățenilor. Totodată, în zona blocurilor auri din cartierul Crihala se finalizează reabilitarea și modernizarea spațiilor verzi. Am început o campanie de plantare copaci în Turnu Severin. În această zonă în care ne aflăm acum, în vară, am lucrat la aleile din fața blocului, la accese, la trotuare. A rămas să reabilităm și zona verde, pentru că nu e dificil sau aproape imposibil să plantezi vara. Perioada de plantare e noiembrie, decembrie, februarie, martie. Am venit acum în decembrie, am cumpărat câteva sute de copaci și replantăm în oraș acolo unde am lucrat sau în zonele în care mai avem pierderi. Copaci bătrâni, copaci uscați unde am tăiat și unde ne-au solicitat oamenii, avem zone unde oamenii ne-au solicitat, am intervenit. Și intervenim în acest moment. Avem trei categorii de copaci. Tei de aliniament, deci nu teiul acela sălbatic, ci tei de cultură, tei care ajută, deci nu creează probleme, tei de sălbatici creează probleme, au rădăcinile alea care ies din asfalt, acești tei nu au această problemă, arțari și platani. Mergem acolo și acolo ne-au solicitat cetățenii și în continuare îi rugăm și prin intermediul dumneavoastră, îi rugăm pe cetățeni unde mai au nevoie de copaci, de pomi, să solicite la primărie, prin asociațiile de locatari sau dacă nu sunt asociații de locatari, poate să vină să facă o cerere și să ne solicite și noi venim și plantăm acolo. Avem noi zonele noastre, avem cereri de la cetățeni, dar în continuare îi rog pe cetățeni să vină și să ne solicite, pentru că e o perioadă în care se lucrează și putem să venim să completăm zona verde acolo unde ea s-a deteriorat sub o formă sau alta. Primăria Drobeta Turnu Severin a achiziționat în cursul lunii noiembrie și acum am reușit să finalizăm, să primim puieții respectiv, circa 665 de puieți ornamentali din speciile tei, platan și arțar. 225, dacă mi-aduc aminte bine, 224 de arțari, 225 de platan și peste 150 de tei. Vor fi plantați pe raza municipiului, în parcurile care necesită reabilitare sau îmbunătățirea structurii arboretului, cât și în cartierele orașului, acolo unde s-au reabilitat parcări, unde s-au reabilitat străzi, în așa fel încât să reușim să împrumusețăm zona municipiului nostru și să creăm aer propice sănătății. Locuitorii blocurilor aur din cartierul Crihala sunt încântați de această campanie și de faptul că zona lor a fost reabilitată și modernizată. Era foarte necesar, mai ales alea avem foarte mulți bătrâni în bloc, se împiedicau fiind ruptă, făcută alea din 1960, ceva de genul acesta, nereabilitată niciodată până în prezent. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, își dorește ca locuitorii comunității pe care o conduce să beneficieze de cele mai bune condiții de trai.